Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în calitate de beneficiar al finanțării, și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, au convenit în încheierea contractului de finanțare pentru proiectul Elaborare de studiu de fezabilitate și proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire pentru realizarea a 7 pasaje pietonale subterane pe DN1, DN1A și DN1B, în vederea acordării finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de siguranță rutieră în area de incidență din județul Prahova, prin scăderea numărului de accidente rutiere și fluidizarea traficului. Potrivit proiectului, pasajele pietonale subterane ar urma să fie amenajate pe DN1 în Bărcănești, pe DN1A în Blejoi, Lipănești, Măgurele, Vălenii de Munte și pe DN1B în Mizil. Valoarea totală a proiectului este de peste 2,5 milioane de lei.